сочиненном предложении. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Соболева Майя Валерьевна. Тема нашего урока сегодня – сложно сочиненное предложение и его основные виды, в котором смысловые отношения между частями выражаются с помощью сочинительных союзов и интонаций. Какие из приведенных ниже предложений являются сложно сочиненными? Аргументируйте свой ответ. В этом случае мы с вами показатель степени и показатель корня можем сократить на 5. И у нас получается далее выражение 5 умножить на 7 плюс 3 в квадрате умножить на 2 в кубе. Deci, noi suntem în proces de filmare la etapa 2 a proiectului Educație Online. Este vorba despre biblioteca digitală, o inițiativă pe care primăria a lansat-o luna martie, odată ce am avut această problemă legată de COVID și nefrecventarea fizică a elevilor din municipalitate, a instituțiilor educaționale la care sunt înscriși. Proiectul noi îl considerăm ca fiind unul foarte bun, mai mult decât atât, nefiind modești, vă să zicem că e un proiect de succes, având peste 2500 de lecții video filmate în ambele limbi și cu posibilitatea de acces atât din Chișinău cât și din întreaga țară. Evident, având conexiuni la internet, avem solicitări și din străinătate, în special România, dar și diaspora noastră care este în Europa, în Federația Rusă, chiar și în Statele Unite, avem foarte multe accesări. Reiterez, sunt milioane de accesări deja a conținuturilor pe acest portal. Acum, ceea ce este foarte important de menționat, am acoperit în acea perioadă lecțiile de până la sfârșitul anului, de când copiii și tinerii n-au putut să meargă la nemijlocit instituțiile lor fizic. Și acum am început în luna august să filmăm a doua etapă pentru a fi pregătiți pentru modulul de septembrie până în martie-aprilie pentru toate clasele. O să dea detalii pe partea de conținut colegii de la blocul social, doamna viceprimar Pasevici, Daniela, care este director adjunct și nemijlocit coordonatorul proiectului. Eu zic că este un proiect foarte necesar, nu doar pe timp de pandemie, dar este un proiect necesar și foarte util, actual, pentru orice circunstanțe. Este o opțiune suplimentară de învățare pentru elevii noștri. Repet, poate fi utilizat aici, în țară, cât și peste hotare. Ziceam, proporția a fost de 80 la 20 de vizualizare a conținuturilor. Mai mult decât atât, biblioteca astăzi este completată cu sarcini interactive, unde elevii își pot testa cunoștințele suplimentare în această privință. Sunt foarte multe module deja dezvoltate, lecții. De asemenea, am zis că proiectul urmează să fie extins până la conceptul de simulare a proceselor mult mai mari, cum ar fi examenele de bacalaureat sau examenele de promovare. Și deja unele lucruri sunt acolo, în corelare cu Ministerul de Resort. Avem și proiectul Clasa Viitorului, avem aceste lucruri disponibile. Avem un memorandum semnat cu Ministerul de Ramură și urmează să ne concentrăm eforturile. Repet, peste 300 de profesori, 170 de avizori, pentru că aceste conținuturi sunt examinate de oameni special determinați pentru asta, ca să corespundă în totalitate acelor standarde educaționale pe care le avem și curriculumul nemijlocit. Vreau să știți că nu este deloc ușor și dacă o lecție pregătită, obișnuit, ia o perioadă de timp aici, această perioadă de timp puteți înmulțiți de la 5 la 10 ori ca și termen de pregătire, pentru că în aceste 7, 15, uneori 20 de minute este necesar să-și concentreze pedagogii tot efortul pentru a avea un rezumat, pentru a avea o vizualizare grafică sau de alt tip, să dea tot ce este cel mai necesar să se încadreze în acest timp. Și eu îmi doresc foarte mult, la fel ca și colegii mei, ca acest proiect să devină unul
cu adevărat de importanță națională și regională. Vreau să vă spun că avem foarte multe aprecieri pozitive din exterior, în special din România, și acest lucru ne bucură, pentru că în această echipă foarte mică, aș spune eu, dacă să luăm ca și număr de oameni, s-a reușit un efort extraordinar în această perioadă, plus că și din punct de vedere financiar, estimările noastre inițiale au fost practic în jumătate pentru etapa întâi, la banii alocați. Urmează acum să avem etapa a doua. Repet, au fost alocați 4,5 milioane în acea etapă, 2,5 au fost cheltuite. Acum vreau să vedeți cum fizic aceste lucruri au loc, cum pedagogii înscriu aceste lecții. Pe partea nemijlocit de revenire, am zis, noi suntem pentru ca școala să funcționeze normal, ca grădinița să funcționeze normal. Nu excludem cum vom mai avea deficiențe. Doamna Crăsevici va face referință la scenariile pe care le avem acum în plan. Să știți că noi vrem ca toți copiii să poată să ajungă să învețe în clase, să interacționeze cu pedagogul, să interacționeze cu semenii lor. Asta este foarte important. În același timp, avem un risc foarte înalt de infectări în continuare și o dinamică nu bună, dacă să spun foarte succint. Doar ieri am avut 212 cazuri în municipiul Chișinău, ceea ce este, după părerea noastră, alarmant. Oamenii în continuare, nu toți, spre mare regret, respectă recomandările medicilor și a specialiștilor, a autorităților. Ori asta, la un moment dat sau altul, ar putea pune în dificultate scenariile pe care le aveam pe partea fizică de întoarcerea copiilor. Noi vrem, facem tot posibil, dar nu știu ce o să vă spună care sunt ele. Dar trebuie să fim pregătiți plenar și pentru opțiunea când unii sau alții nu vor putea să ajungă la instituțiile educaționale. Și repet, pentru cei care au fost sceptici vis-a-vis de proiectul în cauză, avem mii de copii astăzi care nu au acces la instituțiile educaționale, la un pedagog. Mă refer aici în special la persoanele cu nevoi speciale. Avem localități în care avem probleme foarte mari în ceea ce ține de accesul la un învățământ de calitate. Ori astăzi, prin aceste platforme pe care le avem, Educație Online, putem să accesăm cei mai buni pedagogi, să vedem ce fac ei, ce ne spun la o disciplină sau alta. Ziceam, copiii mei care practic nu au avut acces în perioada de 7 ani de zile, 8 ani de zile, fetița mea mai mare, Ilinca, a vizualizat mai toate videourile din clasa 2 până în clasa 5 ani. Da. Și pot să zic că i-a fost foarte interesant. Asta înseamnă că pedagogii noștri fac un lucru extraordinar, iar copiii, dacă sunt interesați, au această opțiune. De ce nu? Cea mai mare dificultate sunt, de fapt, create de limitările spațiale și cumva de situația epidemiologică, pentru că am avut în prima perioadă a fost situații excepționale unde transportul public era asistat, respectiv a fost un efort suplimentar făcut din partea primăriei municipiului Chișinău ca să asigurăm toate cadrele didactice cu transportarea lor pentru proiect. Ne dorim ca aceste dificultăți pe care le-am avut să dispară. Un al doilea aspect a fost că este o noutate pentru întreg sistemul însă și modul de predare, iarăși a fost cumva mai stresant și pentru profesori. Peste noapte ei au devenit și actori și scenariști, alte aspecte care nu țin de competența lor profesională, de aceea foarte rapid a trebuit să ne învățăm, foarte rapid a trebuit să ne adaptăm la condiții. După noi, proiectul a reușit, este un succes cu adevărat, mai avem nevoie de completat lecțiile, acele 2500 de lecții care au fost plasate pe pagina Educație Online. Mai avem de completat cu activități interactive pe care toată lumea le apreciază în mare parte, pentru că, de fapt, anume aceste activități verifică sau controlează acel impact al lecției asupra competențelor și cunoștințelor elevilor. Deci, pentru etapa a doua va fi esențial pentru noi ca fiecare lecție să aibă și sarcini interactive, astfel ca copilașul să-și dezvolte și să-și consolideze cunoștințele pentru o temă sau alta.
Sper ca să reușim și să avem biblioteca plină cu toate resursele didactice care sunt așteptate atât de elevi cât și de părinți, profesori, psihologi, chiar și oricare cetățean care este interesat să-și, de exemplu, actualizeze sau să-și amintească de o anumită temă pe care a învățat-o în școală și atunci accesează biblioteca, are profesorul în față care explică într-un timp foarte succint tema care este interesată. Хорошо. Будет ли еще кроме библиотеки какие-то интерактивные функции, которые вы планируете? Da, este adevărat că ne dorim și dezvoltarea altor module, pe lângă lecții, am zis sarcini, activități interactive pentru fiecare lecție, dar vom avea și, suntem în discuție acum cu Yandex, care iarăși ne oferă niște instrumente de dezvoltare tematică. Deci vor fi niște opțiuni tematice de, pe care pot fi interactiv realizate și prin descoperire copiii vor învăța în principiu anumite teme, module generice. Acum vom fi într-un proiect pilot cu Yandex, cu școlile cu predare în limba rusă și în funcție deja de impactul sau de rezultatele pe care ni le vor comenta comunica profesorii, vom extinde proiectul. Filmările au început săptămâna aceasta, luni. Lucrăm în echipă cu circa 170 coordonatori avizori și circa 300 de cadre didactice. De data aceasta am luat profesori din toată Republica, deci acest proiect municipal a devenit un proiect național. Acești profesori vor lucra în tandem cu echipele și cu profesorii care au lucrat în prima etapă pentru a asigura această tranziție de experiență și neapărat ne dorim ca aceste lecții să fie și mai interesante și mai captivante. Am învățat lecții importante din prima etapă. Reieșind din numărul de vizualizări, acest proiect este foarte popular și în Republica Moldova și în afara țării. Scopul lui acum este să pregătim cadre didactice pentru începutul anului școlar. Cunoașteți foarte bine, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a recomandat circa 7 scenarii. Al 7-lea scenariu presupune mai multe opțiuni pe care fiecare manager de instituții le poate adapta, combina. Deci Biblioteca Educației Online vine cu una din soluțiile pe care le poate utiliza fiecare manager, fiecare instituție, fiecare cadru didactic. Și poate combina cu succes predarea la distanță, predarea sincron, predarea prin intermediul de sarcini, metoda clase inversate, de exemplu, când mai întâi se trimit aceste materiale video, după care profesorul poate să lucreze sincron cu elevii. Deci, credem noi că atunci când profesorul va fi mai bine echipat, școlile vor avea mai multe opțiuni, vom trece mai ușor peste această perioadă dificilă pentru noi, pentru toți. Și bineînțeles că proiectul va fi în continuare difuzat și la posturile de televiziune, astfel încât elevii și profesorii care nu vor avea acces la tehnică de calcul sau nu vor avea internet, sau avem familii unde există un singur calculator, dar sunt 3-4 copii, care trebuie în mod concomitent să se conecteze și atunci putem combina predarea aceasta directă, sincron cu cea sincronă. Biblioteca va veni foarte bine aici cu aceste soluții, când temele pot fi vizualizate și după predarea sincronă. Biblioteca va crește, avem mulți, mulți parteneri strategici noi. Săptămâna trecută am discutat cu Sigur Online, vom avea foarte multe filmulețe, noi le spunem tablete, video, cum păstrăm siguranța copilului online, cum navigăm în siguranță. Avem foarte multe materiale pentru părinți, de exemplu sfatul logopedului, foarte multe materiale, sfatul psihologului pentru stresul în care ne aflăm cu toții, mai ales părinții și copiii care se află în izolare socială. De aceea biblioteca va deveni mult mai mult decât doar o resursă didactică. Va deveni o resursă pentru criză și dezvoltare profesională și personală, astfel încât împreună să ajutăm societatea să depășească acest moment și să fim cât mai bine echipați, cât mai bine pregătiți. Astfel lucrurile vor fi mai ușor pentru noi, pentru toți.